Urmează un meci important pentru voi, finala Cupei României. Bănuiesc că va fi un adevărat show, un regal rugbistic. Da, așteptăm acest meci din luna decembrie, pentru că atunci trebuia să-l jucăm. A venit și acest moment, îl jucăm la București, chiar dacă nu este pe terenul nostru, dar, cum am spus, noi ne-am atras foarte mult pentru acest meci. Suntem nerăbdători să păstrăm acest titlu al Cupei României. Contează pentru CSM București câștigarea unui nou trofeu. Cupa a fost primul trofeu din istoria clubului, ar însemna să se mai adauge încă unul în vitrină. Ar însemna foarte mult. În primul rând ar arăta valoarea noastră, munca noastră pe care o depunem. Și nu, aici nu mă refer doar a noastră, a sportivilor, ci a întregului club. Și plus că cred că este absolut normal, pentru că noi am dominat până acum și am tras un semnal de alarmă tuturor celorlalte echipe și cred că ar fi un început pentru noi în acest an, 2019, perfect să începem cu un trofeu câștigat. Cum vezi meciul cu Timișoara, o echipă cu tradiție în rugby, care e obișnuită cu asemenea finale? Da, au jucătorii cu suficientă experiență pentru aceste meciuri decisive, dar cred că acum dorința noastră și puterea noastră ca și echipă, ca și grup, își va spune cuvântul. Pentru tine va fi ceva special, ai evoluat și la Timișoara, ai fost chiar capitan al lor, vei întâlni probabil o parte din foștii tăi prieteni. Da, de aceea spun, am fost capitanul lor, am câștigat foarte multe trofee acolo și știu cum gândesc, știu cum reacționează în aceste momente, în aceste meciuri cu această miză. De aceea noi ne-am pregătit foarte bine, suntem pregătiți pentru această finală. Am văzut că ați tras foarte tare la antrenamente cu acel aparat Rino, ați fost ca niște tigri sau ca niște rinoceri? Da, așteptăm de foarte mult timp să probăm această mașină în care ne-a venit, este nouă și ne era dor să ne luptăm puțin cu această mașină. Vă ajută ceva specific? Câte kilograme poți împinge, de exemplu, tu sau grămada? Da, nu știu. O grămadă are în jur de 850-900 de kilograme. De o parte și de cealaltă, și aici intervine forța și pregătirea fizică. Credeți că meciul cu Timișoara se poate câștiga pe pachetul de înaintare? Nu pot să spun neapărat că se va câștiga pe pachetul de înaintare. Ceea ce știm noi și ce ne dorim este să câștigăm, indiferent cum. Contează că meciul se va juca la București, veți avea alături de voi și familie, rude, prieteni? Cred că... Da, contează puțin, dar până la urmă nu a intrat nimeni din tribună să marce un eseu. Tot noi suntem pe teren, tot 30 de jucători, 15 pentru fiecare echipă, deci nu știu cât de mult va conta, pentru că este, cum am zis, un meci cu miză, un meci decisiv și după acest meci câștigătoarea va ridica trofeul.